Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre Părintele Pusnic Proclu. Cum va fi sfârșitul lumii și ce avem noi de făcut? Ispitele grele. Moto. În această viață putem înșela pe alții, ne putem înșela pe noi înșine, dar nu vom putea înșela dreapta judecată a lui Dumnezeu, Părintele Sofian. După tot scandalul din ultima vreme din blogosfera, care a și atins cote paroxistice și ne-a umplut de amărăciune și de tulburare pe toți, nu am fi dorit cu niciun chip să mai adăugăm niște motive în plus care să-i provoace la alte și alte ieșiri pline de venin și ură pe cei care au ca ocupație doar să strige lupul la oi înainte de vreme. Și așa o parte dintre ei își alimentează din orice furia și apetitul pentru vendetă și scandal, lovind haotic în alte mănăstiri reputate și în alți duhovnici și ierarhi, ajungând până la a susține din nou conținutul afișelor de pomină să propovăduiască spovedania la icoane, deci făcând un pas încă și mai departe în devaluarea halucinantelor idei pur sectare. Istoviți peste măsură de această tulburare interminabilă, căutând sincer pacea și neavând nicio plăcere să ni se deșerte zilnic în cap aceleași hârdaie cu gunoaie, mărturisim că am dat cu greu și cu strângere de inimă această înregistrare numai și numai fiindcă Părintele Proclu ne-a cerut această explicit ca prioritate numărul 1, repetată insistent și off the record, pentru a-i se cunoaște poziția și a nu fi amestecat cu o direcție de acțiune pe care o dezavoiază categoric. Din ascultare și din respect față de Părintele Pusnic, care ne-a luminat și până acum viețile și calea acestui site cu sfaturi bune de fiecare dată, ne-am asumat să-i facem cunoscut cuvântul, la care însă am avea rugămintea să ne abținem pe cât posibil de la comentarii care să iasă afară din duhul și din mesajul Părintelui pentru noi toți, să nu fie măcar aici târât în noroi și întors pe față și pe dos, până ce nu va mai rămâne nimic din seva sa. Să arătăm că am înțeles chemarea sa la rugăciune, la iubire și la pace între olaltă. Desigur știm foarte bine că nici acest cuvânt, ca și cuvântul precedent primit de la Părintele Arsenie Papacioc, nu doar că nu va fi primit de către cei ce se vor simți vizați, dar va fi călcat în picioare, sucit și răstălmăcit în mod înfiorător, așa cum a arătat deja că o pot face cu vârf și îndesat și după cum însuși Părintele Proclu se așteaptă. De altfel, se poate spune că asistăm în această perioadă la un fenomen de uzurpare fără precedent a cuvântului duhovnicesc, la o siluire și la o falsificare cum rar au mai fost văzute în istoria bisericii. Poate doar în atelierele ereticilor arieni și monofiziți s-a mai văzut așa ceva, când se proceda la falsificarea scrierilor sfinților părinți pentru a se strecura acolo o travă a învățăturilor ereticești. Sunt evocați de avalma pe blogurile cu pricina părinți care n-au nicio legătură cu soluțiile și cu duhul lumesc al celor care țin cu tot din adinsul să compromită temele importante ale rezistenței tradiționaliste. E absolut ridicol să fie invocați Părintele Dionisie, Părintele Rafael Noica, de pildă, sau Părintele Arsenie Muscalu, ca să dăm doar cele mai flagrante exemple, în susținerea unor poziții ieșite din orice noimă sau făgaș duhovnicesc. Pe tema actelor de identitate cu chip, când se știe foarte bine că atitudinea lor pe acest subiect e radical deosebită și complet opusă, ca duh celei promovate de instigatorii la psihoza colectivă. Un astfel de părinte invocat de avalma, fără să fie întrebat dacă e sau nu de acord, sau cum vede lucrurile azi, ci doar ca să tragă la chil, cum el însuși a ironizat, a fost și Părintele Proclu. Așa cum aveam să fim impresionați de fiecare dată și după cum știu bine cam toți cei care i-au trecut pragul și l-au cunoscut, pe propria piele darurile duhovnicești suprafirești, și de această dată Părintele Proclu a surprins prin abordarea exact a ceea ce se intenționa să întreba înainte să apuce să vorbească spre a deschide acest subiect interlocutorul său. Aflasem de altfel cu vreo lună înainte, de la niște frați duhovnicești care îl vizitaseră cu părintele ca din senin, fără ca nimeni din cei prezenți de acolo să-l fi întrebat sau să-i fi spus ceva, începuse să-l căineze pe Părintele Iustin din pricina ucenicilor, lucru pe care l-am și mărturisit aici. Și noi am văzut pe chipul și în tonul pusnicului aceeași durere și dragoste pe care și-a exprimat-o de la sine înainte să fi fost întrebat ceva despre cei din jurul Părintelui Iustin. De altfel, iarăși în el știe câtuși de puțin pe pusnicul înțelept de la Mitocu Balan, poate sesiza cu ușurință și dacă părintele este sau nu influențat de bârfe, zvonuri, sugestii binevoitoare sau pe ce își întemeiază anumite afirmații de care este încredințat. Și atunci va remarca din chiar cuvintele sale de unde știe atât de bine anumite lucruri.
despre care fie nu are informații omenești sau despre care poate avea informații contradictorii, dinspre diverse partide, cum mai mereu a uimit pe oricine cu strevederea sa. Când vrea să exprime ceva despre lumea care este de plin încredințat, nu spune am auzit, mi s-a spus, zice lumea sau zic unii, ci am văzut la părintele Iustin, el e tras din toate părțile și am observat, îs mai multe persoane, se mănâncă ieștea cu ceia, ceia cu ceia, Dumnezeu să înțeleagă, dar felul cum am observat nu mai e bun. Și cum să nu rămâi trăznit și să te întrebi de unde le-a văzut și le-a observat pe toate acestea? Nu așteptați însă să vă dezvălui aceasta vreodată. Am văzut la aparat, mai obișnuia să spună în alte împrejurări, enigmatic și contrariant pentru cei obișnuiți să ia toate cuvintele la literă. Vă dați seama însă cu toții că nu are televizor sau internet în chilie. Pe de altă parte, e adevărat, părintele însuși mărturisește că mai mulți l-au și chemat la Petru Botă spre a ajuta la rezolvarea dezbinărilor de acolo și că mulți l-au întrebat despre retragerea în munți. Așadar și din punct de vedere omenesc era în temă cu mult înainte să-i punem noi aceste probleme. Însă este lesnet de înțeles că despre acestea nu se putea exprima cu am văzut. Desigur, cei care se simt rău de tot cu musca pe căciulă, arși și bădiți în fapt pe cuvintele bătrânului, vor exploda violent într-o nouă sarabandă de atacuri josnice, de interpretări halucinante și de acuzații disperate, ca orice hoț adevărat care nu are altă armă decât să strige cât mai tare hoț. Evident vor recurge la aceleași trucuri emoționale și vor urla, cum că ar fi denigrat părintele Iustin sau că cineva ar fi lucrat pe ascuns în vrăjbirea dintre acesta și părintele Proclu. Nu zicea bine părintele Arsenie Boca, în mintea strâmbă și lucrul drept se strâmbă. Și de această dată, duhul cel cald și bun al părintelui Proclu și cuvintele clare ca lacrima inimii din care izvoros sunt mai presus de orice îndoială, că bătrânul pusnic nu are decât cuvinte de iubire și de compătimire pentru părintele Iustin, degetul său mustrător îndreptându-se exclusiv asupra celor din prejurul lui, care l-au tras din toate părțile și l-au încurcat, de oamenii fără Dumnezeu care creează agitație extremă și duc oameni în primejdii și înșelări. Dar părintele Proclu nu dorește vrajbă cu nimeni și se roagă cu milă pentru toți, totodată delimitându-se răspicat și apăsat de agitația și de părerile lor ca de o ispită mare, simțindu-se responsabil pentru oameni să le dea acest cuvânt, prin persoane pe care le-a socotit de încredere, iar apoi să fie lăsat să se retragă în rugăciune și să nu mai trebuiască să dea sfat, tocmai ca să nu riște să ajungă și el și mai răstălmăcit și tras în toate părțile. Nu putem deci decât să ne alăturăm cu toții rugăciunilor sale pline de durere, pentru cu adevărat minunatul părinte Iustin pentru a fi zbăvit din capcanele și din strânsoarea în care ni s-a confirmat că e ținut. Să rețină deci bine ucenicii care îl fac de râs pe marele duhovnic, prin comportamentul lor nu doar necălugăresc, dar coborât deja prin limba și delațiuni calomnioase sub orice limita moralei. Nu ne dezicem și nu ne vom dezice niciodată de părintele Iustin, ci numai de ei înșiși și de lucrarea lor. Degeaba se ascund unii sub firma de împrumut a stâlpilor ortodoxiei și a marilor duhovnici pentru a-și drapa sub acest paravan sfânt propriile interese. Odată ce sunt lăsați să cuvânteze de la ei înșiși sau din ceea ce Duhul le dă, Dumnezeu în timp va arăta de unde, acești duhovnici susțin cu totul alte lucruri decât se pretinde în numele lor. Și așa cum am mai spus, oricât s-ar zbate și s-ar osteni unii și alții într-o batjocură, insulte, cancan urât mirositor și aruncare de petarde diversioniste, orice om cu adevărat credincios are încredere că până la urmă, chiar dacă în această lume minciuna ar părea oarecând biruitoare, la Dumnezeu întotdeauna adevărul va ieși ca un nelemnul la suprafață. Numai cineva lipsit complet de frica lui Dumnezeu sau orbit în întregime de cel rău, poate să-și închipuie că minciuna ar avea picioare lungi sau că poate să treacă și în veșnicie la judecătorul cel nemitarnic, drept învingătoare. Cel credincios știe că deși Hristos este ridiculizat, diabolic, bătut fără milă și scuipat în această lume pentru că a stricat socotelile arhiereilor, fariseilor și cărturarilor fățarnici, deși este chiar ridicat pe cruce și omorât, tot el are pentru veșnicie ultimul cuvânt. Și așa cum am mai arătat față de toată mașinăria răzbunătoare a murdăriilor, care deja s-a pus din nou în mișcare, nu avem decât aceste răspunsuri.
Spun adevărul în Hristos, numind martor fiind în conștiința mea în Duhul Sfânt. Roman 9:1. Nu vă amăgiți, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea va și secera. Galateni 6:7. Că înfricoșat lucru este a cădea în mâinile Dumnezeului cel viu. Evrei 10:31. Și eu atât vă spun că se apropie acele zile de pe urmă. Anii durerilor s-au început. Îi mare nenorocirea mu. Cine s-a trezit n-are altceva de făcut decât să plângă. Să vă păziți a nu vă dezbrăca vrăjmașul de dragostea care aveți între dumneavoastră. Și a vă ierta mai des și a zice câte o rugăciune ca Duhul Sfânt să izgonească acele duhuri. Dar să știți că toți diavolii din iad au ieșit pe fața pământului. Unde-s 2-3 creștini dă năvală și atât ai vrăjește vrăjmașul pe creștin că uite ceva. Pentru că suntem creștini foarte slabi, nu mai suntem creștini cum eram cândva. Suntem neputincioși și noi numai atâta putem să ne descurcăm, dacă avem smerenie. Și cât pot, așa învăț pe toți cum m-a învățat un părinte, când mă duce la o biserică, să pui în minte că toți sunt mai buni în biserica aceea decât mine. Și o să zic și în gând câte o rugăciune așa mică, Doamne, primește-mă și pe mine în pocăință. Și ai vedea pe toți mai bun și a zice o rugăciune în gând și a asculta Sfânta Liturghie și a pleca cu liniște și Duhul Sfânt, care nu mă va lăsa în părăsire. Iar dacă mă duc în biserică și încep a cântări și mă uit în jos la celălalt, pot pica în cap, dar nu cu capul, cu mintea pot pica și Duhul Sfânt mă lasă în părăsire și atunci vin necazurile. Dar atâta vă spun, cât putem, a nu ne lăsa de rugăciune și a-mi păstra credința sănătoasă, așa. Și când mă-i pune la rugăciune să n-am nimica cu nimeni, dacă are altul treaba lui, să n-am eu, așa. Și cât pot a nu plăti rău pentru rău. Și când mă-i pune la rugăciune să mă rog pentru toți care mi-au spus să-i pomenesc la rugăciune. Și bunul Dumnezeu nu ne va lăsa în părăsire. Dar atâta vă spun, fericesc foarte mult pe creștinii care spun că au duhovnic. Și dacă au duhovnic, cred la bunul Dumnezeu că vor căpăta mântuire, ca prin acest duhovnic se poate să ne putem mărturisi. Ca oameni greșim și prin mărturisire ne ușurăm și bunul Dumnezeu nu ne va lăsa dacă avem smerenie. Și-o atâta vă spun că se apropie acele zile de pe urmă. Anii durerilor s-au început, îi mare nenorocirea mu. Cine s-a trezit n-are altceva de făcut decât să plângă, dar să nu plângă ce e aici, ci ce mă așteaptă dincolo, nu aici. Aici trece, cu bune, cu rele, se trece viața. Fără să vrem, ne trezim la capătul drumului. Și ca ieri îmi spunea cineva, măi băiatule, ce faci? N-a trecut mult timp, moșule, ce mai faci? Dar eu știu, mă crezi, nici n-am avut când crește. Dar nu vezi, 2 palme jumate, nu-s mai mult. Păi da, am o telegramă, când am primit-o, mai am o telegramă și gata, a scăpat de mine. Dar atâta vă spun că are mare însemnătate. Viața noastră este așa. Pe unii așteaptă bucuria la capătul drumului și pe alții mâhnirea, scârba. Și noi, ca să spun, a venit cineva cu copiii ca să-i binecuvântez. Și era o copilă mică de vreo 5 ani, plângea. Și erau și măsa și mai multe credincioase aici. Plângea, zicea, mama, unde-s frații mei, unde-s surorile mele? Altă femeie, de-i face, taci din gură. Dar alta zice, taci din gură că uite ceva, măta i-a zvârlit afară, nu-i mai are. Și că spun așa, am cea mai mare durere pentru aceste persoane care au avorturi. Dar nu trebuie să se descurajeze, trebuie pocăință și părere de rău și a nu adormi cu gândul în altă parte. Și a ne ruga la bunul Dumnezeu prin pocăință, prin smerenie, prin mărturisire. Bunul Dumnezeu nu ne va lăsa, dar trebuie multă smerenie. Eu am observat lucrul ăsta. Spui de mine că dacă mă rog cu smerenie, rugăciunea smerită grăbește puterea sfântă. Și dacă nu mă smeresc, n-am smerenie îndeajuns, ispitele dau năvală. Și uite așa, și am observat așa, orice se întâmplă cu mine, să nu zic din cauza cutăruia, trebuie să zic așa pentru păcatele mele. Și dacă zic pentru păcatele mele și mă smeresc și mă rog din toată inima, bunul Dumnezeu va rândui să facă vreme bună. Așa să fie, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Vă spun ca de obicei, pe curând!